În vremea aceea, așezând Iisus pe muntele măslinilor, s-a apropiat de dânsul ucenicii săi la o parte și au zis: spune nouă când au să fie acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului acestei lumi. Răspunzând, Iisus le-a zis: vedeți să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și pe mulți vor înșela. De asemenea, veți auzi de războaie și vești de războaie. Luați seama să nu vă înspăimântați, că trebuie să fie toate acestea, dar încă nu va fi atunci sfârșitul. Se va scula un neam contra altui neam și o împărăție contra alte împărății. Și va fi foame, teciumă și cutremure pe alocurea. Dar toate acestea vor fi numai începutul durerilor. Atunci vă vor da la chinuri și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Și atunci mulți vor fi slabi de îngeri și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor înșela pe mulți. Iar din înmulțirea fără de lege, dragostea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Când se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile, atunci va veni sfârșitul. Deci când veți vedea urăciunea pustiirii despre care s-a grăit prin prorocul Daniel, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă în munți, cel care va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia ceva din casă, iar cel care va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate, de cele care vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta, căci va fi atunci sâmbătorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii, până acum și nu va mai fi. Și dacă nu s-ar scurta acele zile, niciun om n-ar mai scăpa, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci vă va spune cineva: iată, Hristos este aici sau acolo, să nu-L credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni, încât să amăgească de va fi cu putință chiar pe cei aleși. Iată, v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice: iată, este în pustie, să nu ieșiți, iată, este în cămări, să nu credeți, căci precum pornește fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci oriunde va fi un stârv, acolo se vor aduna vulturii. Însă, îndată după sântorarea celor zile, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei. Iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor clătina. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și atunci vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. El va trimite pe îngerii săi în glas mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la celelalte margini. Luați pildă de la smochin, când mlădița lui este fragedă și înfrunzește, atunci știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că Fiul Omului este aproape, chiar lângă ușă. Adevărat vă spun vouă, nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
postul mare, postul Sfintelor Paști, s-a sfârșit odată cu Duminica Florilor, Duminica Intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Am intrat în săptămâna în care Domnul nostru, de bunăvoie, merge să pătimească spre pătimire pentru mântuirea noastră. De aceea această săptămână, iubiți credincioși, se mai numește și mare și sfântă. Fiecare zi a ei, dacă vă uitați, este numită Sfânta și Marea Zi de Luni, Sfânta și Marea Zi de Marți, de Miercuri, de Joi, Sfânta și Marea Zi de Vineri, Sâmbăta Mare și Sfântă și Duminica cea plină de lumină, Duminica Învierii, când toate s-au umplut de lumină și cele de sus și cele de jos și cele de dedesubt. Dar ca să ajungem, iubiți credincioși, în acel punct al Învierii, să se umple de lumină inimile noastre, trebuie să înțelegem, încă o dată să facem efortul să înțelegem toată perioada aceasta a postului și lucrarea ei duhovnicească. La începutul postului vă spuneam că toată perioada aceasta de 40 de zile este o zeciuială a anului, a 10-a parte. Perioada asta de 40 de zile este o repetare neîncetată a regulei, o întoarcere înapoi de unde am plecat și iarăși, și iarăși, și iarăși, precum evrei în pustiu. Până când regula repetată, iubiți credincioși, se va desface în cruce, în har și în lumină. Dar ca să pricepem această lucrare duhovnicească, trebuie să mergem tot timpul la început. Toată viața oamenilor, după căderea protopărinților noștri în păcatul strămoșesc, n-a fost altceva decât o linie moartă. O linie coborătoare, credincioși, de la Ierusalim la Ierihon, o linie din două izvoare, Ior și Dan, cum tâlcuiește frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, care formează râul Iordan ce duce spre Marea Moartă. O linie este Iordanul, iubiți credincioși, până la Marea Moartă, o linie în care, la un moment dat, intră de bunăvoie Domnul nostru Iisus Hristos la botezul Său. În acea linie a morții, în acea linie spre Marea Moartă, când totul era, iubiți credincioși, o curgere de sus către jos, unde întreaga umanitate, indiferent de virtute, de neam sau de demnitate, fiecare intra în iad, pentru că nu era biruită moartea, stricăciunea, iadul, nu era încă biruit. Și toți se duceau în iad, niciunul nu avea nicio șansă. În momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a numenit și la Iordan a venit, iată, Iordanul s-a întors înapoi și marea s-a cutremurat, iubiți credincioși. Ce înseamnă că Iordanul s-a întors înapoi? Înseamnă că s-au întors lucrurile, sensul lucrurile și au început să se întoarcă către viață. Amintiți-vă de poporul Israel, în Vechiul Testament, în Egipt. Era într-o robie continuă și într-o monotonie. Lut, paie, muncă, osteneală, aceeași formă, același tipar, aceleași cărămizi, le făceau cu osteneala lor, le dădeau lui Faraon și acesta făcea cetăți prin care împila poporul Israel și îl stăpânea și mai tare. Era un cerc al monotoniei, era, iubiți credincioși, o osteneală în care nu era nicio speranță. Totul era întors către pământ. Dar a venit Domnul prin alesul Său, prin Moise, și din linia aceasta a morții
Iată că a scos poporul Israel ca un simbol pentru întreaga umanitate și îl scoate prin Marea Roșie ca printr-un botez și îl duce, iubiți credincioși, de la linie către cerc. Și începe poporul Israel 40 de ani să se învârtă în cerc, să respecte regula și să se primenească, să se curățească. Începe lepădarea de păcat de faraon, de satana și de iad. Cum se întâmplă la botez, începe dinamismul, mișcarea, cum se întâmplă la mirungere, dar puterea de curățare și de dobândire a virtuților care o primim din botez, întărită și susținută de cele 7 daruri ale Duhului Sfânt din mirungere, nu sunt de ajuns, iubiți credincioși. Pentru că poporul s-a învârtit în cer și iarăși în cer și iarăși în cer, până când au murit toți în pustiu, iubiți credincioși, chiar și Moise, nici el n-a intrat în țara făgăduinței, pentru că ceea ce era sub lege nu era altceva decât o degroșare. O degroșare de păgânism, o degroșare de idolatrie și o conștientizare a păcatului. Dar, iubiți credincioși, cei care s-au născut în acea lucrare din pustie, cei care s-au născut în 40 de ani sau în 40 de zile în cerc, în postul mare, doar aceștia, cu Iosua Navi, chipa lui Hristos, trec Iordanul dincolo de curățare și iluminare la îndumnezeire, acolo unde este miere și lapte, în țara făgăduinței, țara libertății, chip al împărăției cerurilor. Iar dacă Moise i-a scos din Egipt, i-a trecut prin mare, i-a învârtit în pustiu și le-a dat legea și atât, asta nu înseamnă că i-a eliberat, ci i-a omorât în pustiu. Dar acolo, iubiți credincioși, s-au născut alții care au trecut dincolo generație pe libertate și spre ieșire la lumină și la adevăr. De ce vă spunem lucrurile acestea? Că există pericolul la începutul postului să nu-ți dorești să ieși din țara lui Faraon, că îți plac cărnurile Egiptului. Există pericolul cărtelei în timpul postului, unde vrei apă, vrei prepelițe și nu-ți mai place nici chiar mana. Și iarăși cărtești, de lider te îndoiești și pe Dumnezeu, iubiți credincioși, îl nemulțumești. Pentru că ești nemulțumitor. Dar vine un moment în care te poți înneca exact când să treci Iordanul. Un moment în care, dacă tu nu ai transformat nimic în interiorul tău, și ai fost un formalist și doar un om religios, nu un om duhovnicesc, să intri în săptămâna aceasta și pe toate să le transformi în idolatrie, precum a făcut Aron cu poporul, dansând în jurul bijuteriilor cu care aceștia se mândreau și se bucurau, pe care le-au luat din Egipt. Salve, brățări și toate puterile lor, sufletești, trupești, au făcut un idol, un nițel, ceva pământesc, și se învârteau în cerc, iarăși în jurul lui, cum s-au învârtit în pustiu 40 de ani, și acolo, în acel cerc, iubiți credincioși, au vrut un Dumnezeu după mintea și inima lor, ca să le aducă tot o bucurie lumească. De aceea există riscul, începând cu Duminica Florilor, să intrăm într-o altă idolatrie mai cumplită decât cea dinainte de începerea postului. Nu Duminica Florilor sărbătorim noi, ci intrarea Domnului nostru în Ierusalim. Nu sărbătorim florile, nici, iubiți credincioși, numele celor care poartă nume de flori. Nu-i sărbătorim și nu facem onomastice când Domnul nostru Iisus Hristos se duce de bunăvoie spre pătimire și nu spre patimă. Pentru că, iubiți credincioși, dacă capul familiei, în orice familie, se duce, el care este inima familiei, se duce să se opereze pe inimă de bunăvoie ca să țină familia în continuare să dea viață, nu cred eu că familia începe să
serveze, să se bucure, să chefuiască, să pună muzică, să mănânce, să veselească, când capul familiei se duce spre pătimire de bunăvoie. Dovadă că noi nu înțelegem, chiar Duminica Florilor o transformăm într-o stare de bucurie omenească și într-o onomastică lumească, fără să rănim pe cineva, ci doar conștientizăm și nu simțim că Domnul, de bunăvoie, iată, intră în Ierusalim spre pătimire și răstignire. Și atunci de ce am postit? Și atunci de ce ne-am rugat? Și apoi de ce l-am văzut pe Lazar înviat? Și de ce oare am cântat Osana, Osana, bine este cuvântat, ca unui împărat? Dacă noi înapoi ne-am întors în pământul acesta blestemat, și cu mintea, și cu inima, și cu simțirea, și cu trăirea, și am intrat în săptămâna mare, în săptămâna aceasta, evident că din ce trebuie să înțelegem următorul lucru, că fiecare zi este mare și sfântă. Pentru că până la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și spațiul și pământul era blestemat și timpul era limitat, pentru că zilele erau întunecate, erau latura și umbra morții, pentru că pământul rodea spini și pălămidă sub semnul blestemului din Vechiul Testament, pentru că omul tot se ducea spre moarte și toată zidirea era într-o cădere, iubiți credincioși, și atunci toate zilele erau mici, strâmte, întunecate și mărunte. Abia de astăzi, prima zi din săptămâna aceasta, iubiți credincioși, ziua de luni, devine mare, și din spurcată devine sfânt. Pentru că nimic nu era sfânt până la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă lucra harul din afară în anumiți oameni, în templu și în lucrările lui proniatoare, dar tot pământul era sub blestem și spurcăciuni. Și în această primă zi, iată că începe rezidirea lumii. Dacă a zis Domnul Dumnezeu în zi de duminică să fie lumină, iată că de data aceasta, prima zi, devine ziua a opta și se ridică nivelul, se trece în toată această săptămână de la linia morții la cercul acesta strâmt, cercul strâmt al păcatului și al tăierii împrejur, prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos ne înălțăm și ziua întâia devine ziua a opta și trecem în spirală, iubiți credincioși, într-o spirală care se dilată an de an. Chiar dacă noi repetăm aceleași sărbători, aceleași sfinți, aceleași momente liturgice, noi suntem alți oameni. Persoana noastră se înduhovnicește. Omul nou de fiecare an lărgește conștiința și spirala aceasta este și din urcare în urcare, din putere în putere, din lumină în lumină, din spirală în spirală. Și atunci noi trebuie să înțelegem că săptămâna aceasta este mare și sfântă. Nu pentru că, iubiți credincioși, zilele acestea sunt puse în calendar altfel, ci pentru că vineri s-a răstignit Domnul nostru Iisus Hristos și că s-a răstignit pentru mântuirea noastră, ziua de vineri a devenit și mare și sfânt. Pentru că s-a răstignit pe cruce, crucea din obiect de mântuire a devenit Sfânta Cruce. Pentru că, iubiți credincioși, moartea a fost privită prin moarte, iată că moartea a fost transformată în somn și adormire. Pentru că cina, dintr-un loc care oamenii se adunau spre poftă, spre mânie, spre trădare, a devenit sfântă, cina de joi, sfântă și mare, pentru că, iubiți credincioși, sabatul, dintr-o rigiditate a Vechiului Testament, unde nu mai mergeau mai mult decât câțiva pași. Știu ei ce știu, ce înseamnă să limiteze omul la 15 minute de caz. Că nici ei în sabatul lor, punându-și singură legi, nu făceau mai mulți pași ca nu cumva să greșească față de legea pe care ei o stăpâneau ca să-i controleze pe cei de sub ei și ce ați avut de înțeles, ați înțeles. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să pricepeți următorul lucru. Că Domnul nostru Iisus Hristos a avut și El afecte ca și noi toți. Nevoia de a bea, de a dormi și de a mânca.
Dar noi afectele le-am transformat în patim, iar Domnul, iubiți credincioși, prin pătimire, a biruit patimile noastre. Deci săptămâna aceasta este o săptămână a pătimirilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru noi și nu a patimilor. Pentru că El n-a avut patimi. N-a avut păcat și n-a avut patimi. În schimb, a pătimit El pentru patimile și păcatele noastre. Este o săptămână, iubiți credincioși, după 40 de zile de post, în care noi ne ridicăm de la pământ și zilele acestea devin mari și sfinte. Cum Moise s-a ridicat de la pământ, s-a dezlegat de cele ale pământului, lăsând sandalele de piele animalice jos, la baza dealului, după ce s-a desfăcut de popor, de bătrâni și s-a detașat și a urcat pe munte, după ce acolo în tunete, fulgere și trâmbițe îngerești a primit legea, dar legea n-a mântuit, tăierea împrejur n-a mântuit. După toate această perioadă, iubiți credincioși, și noi, dacă am rămâne aici, nu ne mântuim. Pentru că postul ascetic și pedagogic din toată perioada aceasta de 40 de zile trebuie să se transforme prin metanoia, prin înnoirea minții, prin altă înțelegere a lucrurilor, să se transforme în post euharistic. Deci tot ceea ce se întâmplă în săptămâna aceasta, iubiți credincioși, este o transformare a noastră, după ce ne-am obișnuit cu înfrânarea de la bucate și la toate celelalte, este o transformare duhovnicească să ne unim cu Hristos în cele mai fine trăiri duhovnicești ale Lui și intrăm cu El în Ierusalim, cântăm precum pruncii Osana și ne ferim să fim arhierei cărturare și bătrânii cârtitori sau să fim smochinul neroditor care a fost blestemat în această zi. Iubiți credincioși, cum s-a citit la utrenie, ci îl urmăm pe Hristos ca să înviem pe Hristos, dar mai înainte de a învia trebuie să ne răstignim cu Hristos. Și atunci, iubiți credincioși, din duminica învierii, prin putere toate celelalte duminici din an. Din duminicile, din toate celelalte duminici din an și din duminica învierii, iată că este, prinde putere fiecare zi în care se face liturghie. Fiecare liturghie, zi în care se face liturghie și ne împărtășim cu Hristos, devine o înviere, devine o duminică, devine o înainte prăznuire a împărăției cerurilor și toate zilele devin una. Ziua a opta, ziua învierii, ziua împărăției. De aceea creștinul, iubiți credincioși, se desfășoară între deja și nu încă. Dar între acest deja și nu încă, cum spun teologii, adică deja a venit împărăția, dar încă n-a venit împărăția, există acel peste puțin timp care îl spune Domnul nostru Iisus Hristos, acest peste puțin timp este liturgica, este ascetica, este mistica, este liturgia, este acest moment de zi cu zi în care Domnul ne spune clar, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și de la o zi la alta nu facem altceva decât să trecem de la liniar la circular, de la circular la răstignire, iubiți credincioși, și în cele patru zări ne-am adunat și ne-am răstignit, și apoi de la cruce la înviere, adică la spirala aceasta, la o înaintare și înălțare în cer cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Creștinul trebuie să priceapă că tot ceea ce v-am spus noi nu sunt lucruri care le spunem filozofic sau de la noi, ci este învățătura Domnului, a apostolilor, este învățătura Bisericii și a Sfinților Părinți și este învățătura care prinde putere în fiecare secundă, pentru că în fiecare clipă, prin har, prin cincizecime către care ne îndreptăm, după înălțare și înviere, prin har noi suntem într-o conectare duhovnicească în inima noastră cu împărăția și cu împăratul, cu Hristos. De aceea, avem trei direcții. Ori suntem cu gândul la noi, ori la lume, ori la dracu, ori ne dezlipim de acestea trei și ne ridicăm în partea de sus, suntem cu gândul la Dumnezeu. În fiecare secundă, ori răstignim clipa și secunda, ori înviem cu Hristos, ne înălțăm cu Hristos și avem pogoarea Duhului Sfânt, ori dacă nu cădem. Dar ca să înțelegem puterea clipei, iubiți credincioși,
Am avut nevoie de 40 de zile de post, de înfrânare, de întoarcere în cerc, ca să înțelegem puterea clipei, puterea crucii și puterea învierii. Vă îndemnăm în săptămâna aceasta care urmează să nu trăim ca niște formaliști. Să nu trăim ca niște tipicari și rigizi. Dacă puteți, să mergeți la Sfânta Liturghie și să vă împărtășiți. Să vă străduiți să fiți în liturghie atunci când se face liturghie. Pregătiți toate cele de bucurie lumești din casele voastre. Dar orice mișcare să fie o închinare, orice mișcare să fie o răstignire și o înviere. Orice mișcare, bispedicior, să fie o părtășie în Duhul Sfânt cu Hristos și cu întreaga Sfânta Treime. Și atunci tu, ca și creștin, indiferent unde ești tu, ai asta conexiune cu Dumnezeu, cât în inima ta este Împărăția Cerurilor. Amin.